Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să vedem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să vedem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijine pe tine. Pomenească toată jertfa ta, ardere de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurare vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său, cu puterea dreptei sale, îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește-ne pe noi și ne auzi în orice zi, te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusă-i pe capul lui cunune de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean? Amin.
Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața ce de obștea drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce rându-i să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce e singură, binecuvântată. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Muteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadocie și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătate și pentru mântuirea Lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și dremăritorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururream și în vecii vecilor. Amin. Într-un numele Domnului, binecuvintează, preacucernice Părinte. Slavă Sfintei și celei de-o ființă și de viață făcătoarei nedespărțitei treimii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit,
A Domnului este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea ta să mă cerți, că săgețile tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsat-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbăvit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit m-a tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu, ca un surd, nu auzeam și ca un om mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt, și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dizi de dimineață, însetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta, că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și numele tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu, și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dase vor mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a tulpat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta
să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neașdurat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecată și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuți mei de la mine, ajuns am urucine lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta. Înnoi se vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chimiluiește Tatăl pe fii, așa a minuit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gândit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Să nu intri la judecată cu robii tăi, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri.
Mâhnit este Duhul în mine și inima încremenită în lăutul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ este toșat. De grabă auzi-mă, Doamne, căci a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, dezmerește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt rogul tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta, să nu intri la judecată cu rogul tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta, să nu intri la judecată cu rogul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, și pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și ai satelor, și pentru viitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzducului, pentru meșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia,
Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește. Pe prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dă. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mina lui. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Înconjurând m-au înconjurat și într-o numele Domnului am înfrânt pe ei. Theos, Kyrios, Epiphane, Nimin, Evlogimenos, O Erchomenos, En Onomati, Milonosințele femei.
Hristos, utrejunii să arătați străinii. În vorbă viață, pus ai fost Hristoase, s-au spăimântat oștirile îngerești, plecăciunea ta cea multă preamărim. În mormânt, dar cum șez viață și cum șez în mormânt, și împărăția morții tu o zdrobești, și pe morții cei din iad îi înviezi. Te mărim pe tine, Iisuse, Doamne, și groparea îți cistim. Astăzi șezi în mormânt, ziditorule, și din grob pe cei ce-au murit înviezi. Iisuse al meu, împărat a toate, de ce vii la cei din iad, o Hristos al meu, vrei să dezrobești tot neamul omenesc? Stăpânul la toate, mort se vede acum, și deșertătorul gropilor celor morți se ai fost Hristoase și cu moartea ta pe moarte o ai pierdut și viață lumii tu ai izborât. Cu cei răi, Hristoase, ca un rău făcător, socotit ai fost, dar ne-ai îndreptat pe toți și ne-ai scos din amăgirea celui rău. Mai frumos cu chipul decât oamenii toți, ca un om se vede mort și fără de chip, cel ce toată firea frumusețat. Iadul cum va arăta intrarea ta, Doamne, și cum nu se va zdrobi întunecându-se de-a luminii tale fulgere vorbind. Dulcea mea lumină și mântuitoare, cum în groapă întunecoasă tu te-ai ascuns, o nespusă ta răbdare, bunul meu. Nici lumea de duhuri nu pricepe, Doamne,
nici mulțimea fără de trup poate povesti taina îngropării tale neștiind. O minune străine, o nespuse lucruri, cel ce-mi dă suflare mie se poartă mort, îngropat de mâinile lui Iosif. În mormânt ai apus dar de-al Tatălui Sân, nici de cum nu te-ai despărțit, Hristoase al meu, acest lucru e străin și negrăit. Întreaga făptură recunoaște în tine, împărat adevărat pe pământ și cer, deși în mormânt te pui Hristoase al meu. Cel ce în palmă tot pământul ține, sub pământ acum cu trupul se află mort, slobozind pe morții cei legați în ea. Districare, Doamne, viața mea o ridici, căci murind acum cei morți te-ai pogorât și ale iadului zăvoare le-ai zdrobit. Ca lumina sfeșnic se ascunde acum sub pământ ca sub obroc trupul Domnului și din iad alungă mulțimea de oștii cea duhovnicească, împreună cu Iosif și cu Nicodim, mersă în groape pe cel ce e ne-ncăput. De voie în mormânt ai fost spus și pe mine ce-am fost mort, Iisus al meu, de amara mea greșeală m-ai scăpat. S-a schimbat făptura prin a ta patimă, căci cu tine am mănimit toate câte sunt făcătora toate cunoscându-te. Luând în pântece a vieții piatră, ce la toate mâncător iadul l-a vărsat, pe toți morții ce din vechea înghițit. În mormânt nou te-ai pus în vii, Hristoase, firea oamenilor prin învierea ta, dar cum se cade unui Dumnezeu? Până la iasă, până meu l-ai căutat.
Pământul de frică s-a mișcat, cuvinte și luceafărul lumina s-a așa ascuns, apunând a ta lumină sub pământ. Ca un om ai murit de-a ta voie, Doamne, dar ca Dumnezeu pe morți îi scoli din mormânt și din întunericul păcatelor. Vărsând râu de lacrimi peste tine, Doamne, cea curată ca o maică a glăsuit, oare cum te voi îngropa, fiul meu? Ca grăuntul de grâu ce-ncolțește-n pământ, spica ducător de rod nouă te-ai făcut, pe toți urmașii lui Adam. Sub pământ te-ai ascuns ca un soare acum, și-ntra morții noapte neagră te-ai învelit, și lăsa Hristos al meu mai strălucit. Iisus, viața gustând moartea acum, pe toți oamenii din moarte i-a izbăvit și viață tuturor le-a dăruit. Pe Adam cel din tâi, prin păcat omorât, la viață ridicându-l cu moartea ta, Adam nou în trup te-ai arătat acum. Cereștile cete vor tântis pentru noi, te-au văzut stăpânul meu și s-au spământat și cu aripile s-au Iosif, cuvinte pogorându-te mort, de pe lemn acum în noul mormânt te-a pus, ci viază, Doamne, mântuim pe toți. Ca un leu tu, Doamne, adormind cu trupul, ca un pui de leu te scol, cela ce-ai fost mort, lepădând și bătrânețea trupului. Cela ce din coasta lui Adam cel din tâi, pe strămoșa ai zidit, ești în coastă pus și izvor curățitor neizvorăști. Se-njunghea în taină
mielul, iar de față tu acum, jugindu-te de păcat, făptura ta o curățești. Cine dar va spune chipul groaznic și nou, cel ce stăpânește toate făpturile, pătimește-a și moare pentru noi. Cuprinzându-i spaima, îngerii au strigat, cum se vede mort izvorul la tot ce viu, și cum în mormânt se încuie Dumnezeu. Răstignit pe cruce, ai chemat pe oameni, iar curată coasta ta, împungându-se, tuturor iertare dai, Iisus al meu. Cel cu chipul vios te gătește îngrozit și te-ngropă ca un mort cu smerenie, de-ngropară ta înfricoșându-se. Sub pământ de voie, pogorând ca un mort, tu ridici pe pământ Hristoase la cer, pe ce de-acolo au căzut de mult. Deși te-ai văzut mort, dar ești viu, Dumnezeu, și ridici de pe pământ Hristoase la cer, pe cei ce de-acolo au căzut de mult. Deși te-ai văzut mort, dar ești viu, Dumnezeu, și pe oamenii cei morți, pe toți înviezi, omorând de tot pe-al meu omorător. O, ce bucurie, ce dulceață multă a fost ceea ce-au împlut pe toți cei din iar, să luci lumina ta în adâncul lui. Îngroparea-ți laud, patimilor mă închin, și puterea îți măresc, milostivule, prin care de patim am fost dezlegat. Asupra ta, Doamne, sabia au ascuțit, și-a puternicului sabie s-a tocit, iar cea din Eden se miruiește acum. Văzând mielușaua pe-al său miel junghiat, doborâtă de dureri, striga și-ndemna, ca și turma să se tânguie cu ea. În mormânt de te-ngropi și în iad te cobori, dar mormintele, Iisuse, le-ai deșertat și întregul iad, Hristoase, l-ai gătit. De-a ta voie, Doamne,
pogorâm sub pământ pe toți oamenii din moarte, i-ai înviat și la slava Tatălui i-ai înălțat. Unul dintre imeri cu trupul pentru noi, de faimată moarte rată binevoit, se cutremură și soare și pământ. Cei ce au fost de mult din izvor adăpați și cu mână în pustie s-au săturat, în mormânt îl pun pe Hrănitorul lor. Ca un vin nou vastăt, cel prea drept la Pilat, și la moartea cea nedreaptă e osândit, și judecătorul-i răstignit pe lemn. O viclen farisei, o popor pătimaș, pentru ce-ai ales mai bine pe Barava, iar pe Domnul pentru ce l-ai răstignit? Plăsmuind pe Adam din pământ cu mâna, pentru dânsul te-ai făcut om firesc cu trup și de bună voia ta te-ai răstignit. Ascultând cuvinte de al tău, Părinte, până la iadul grozitor tu te-ai pogorât, înviind tot neamul muritorilor. Vai lumina lumii, vai a mea lumină, o Iisus al meu, o Fiule prea dorit, cu amar striga fecioara și celea. Ceata celor pismași care l-au răstignit, rușinează se acar în vii Hristos de macrama și de giurgiurile lui. Vino ucigașe, vânzător, ucenic, și pricina răutății arată-ne-o, pentru ce ai ajuns tu pe Hristos să-L vinzi. Iubitor de oameni, te pe face bune, ori nemernine păcat, vânzătorule, tu ce mirul ai, cu ce preț ai vândut Sfântul Mir cel Ceresc, sau ce lucru de el vrednic în schimb ai luat, nebunia flaș prea blestemat Satan? De iubești pe săraci și mâhnit ești de mil, ce se varsă curățin suflet păcătos, cum pe acestea tu unul mină vinzi. O cuvinte, Doamne, o al meu dulce fiu, îngroparea-ți de trei zile cum voi răbda, se rupe inima ca unei maici.
Cine mi va da lacrimi și izvor nesecat, ca să plâng pe Iisus, dulcele meu fiu, a strigat Fecioara, Maica Domnului. O munți și vâlcene și mulțimi de oameni, tânguiți-vă și plângeți cu mine toți, și jeliți cu Maica Domnului Ceresc. Când am să te mai văd, veșnică lumină, bucuria și dulceața sufletului, a strigat Fecioara tânguindu-se. Deși ca o piatră tare și tăioasă, ai primit a te tăia, dar ne-ai izvorât râu de viață vie veșnice izvor. Ca dintr-o fântână, din îndoitul râu, ce din coasta ta a curs, noi ne adăpăm și viața veșnici pe o moșteni. Voi tu cuvinte când vorbări ne-ai văzut, dar ești viu și te ridici din morți, cum ai spus, cu învierea ta, Mântuitorule. Fecântăm cuvinte, Doamne al tuturor, împreună și cu Tatăl și Duhul Sfânt, și îngroparea ta cea sfântă prea să vii. Fericimu-te toți, Maica lui Dumnezeu, și cinstim cei credincioși punerea în mormânt a Fiului tău și al nostru Dumnezeu. În mormânt viață pus ai fost, Hristoase, și s-au spăimântat oștirile îngerești, plecăciunea ta cea smultă prea mări. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Kyrie eleison. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Sfânta, preacurata, preabinecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenine duom. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne. Pe alții și toată viața noastră,
lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Preaslăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvine se dar să cădem la tine, Ziditorul, ce Soare Hristos și cu trupul în mormânt punându-te. Somn învietor, în mormânt dormind, Hristoase Doamne, din cel greu somn al păcatului ai sculat întreg neamul omenesc cel păcătos. Una trec pe mei, te-am născut, fiu fără de durere, dar acum sufăr dureri din patima ta, cea curată mulgelindu-se zicea. Sus văzându-te de părinte nedespărțit, Doamne, iar jos cu trupul mort sub pământ fiind, serafimii s-au înfricoșat acum, răstignindu-te și-a rupt în plac templului prin și ascund luminătorii lumina lor sub pământul soare ascunzându-te. Cel la ce cu semn ai făcut la început pământul, azi apune sub pământ ca un muritor, îngrozește-te aceasta cerule. Sub pământ apoi, cela ce-ai făcut pe om cu mâna, ca pe oameni să-i înalți din căderea lor, cu tăria ta tot puternică. Veni să cântăm lui Hristos cel mort ce-i plâns cu jale, ca femeile ce minau adus atunci să auzim cu ele, bucurați-vă! Celui viu ca unii
cum groparea ta ai zdrobit de tot iadul Hristoase și cu moartea ta pe moarte ai omorât și din stricăciune lumea mântuiești. Rău de viață ești, când din Tată curgi Hristoase înțelepciune, iar în groapă apunând viață dăruiești celor din adâncurile iadului. Ca să îndoiesc firea oamenilor cea zdrobită, eu cu moartea mi-am rănit trupul meu voind, dejelin nu-ți bate pieptul, Maica mea. Sub pământ apoi, celălalt ești lucea fără al dreptății, și pe morți ai ridicat ca dintr-un somn greu, alungând din iad întunericul. Bob cu două fii, dătătorul de viață astăzi, în adânc pământ cu lacrimi se seamănă, răsărind el iar lumea va bucura. S-a temut Adam, Dumnezeu umplând în rai atunci, iar acum s-a bucurat că ai venit la iad, căci căzând atunci acum s-a ridicat. Maica ta acum varsă râuri de lacrimi Hristoase și-a strigat când te-a văzut cu trupul în mormânt, înviază fiul meu, precum ai spus. Iosif te-a ascuns cu evlavie în groapă nouă și cântări dumnezeiești de îngroparea ta ți-a cântat cu lacrimi împletindu-le. Doamne, Maica ta, pironit văzându-te pe cruce, de amară întristare sufletul ei s-a pătruns de cuie și de sabie. Maica ta văzând adăparea ta cu fiere, Doamne, cel ce ești dulceața lumii noastre întregi, fața ei cu mare lacrimi audă. Prea curată tânguindu-se. Cum am să-ți închid ochii dulșa tale buze, Doamne, și cum dar ca pe umor te voi îngropa, Iosif a strigat fricoșându-se. Jalnice cântări Iosif și cu Nicodim cântă, lui Hristos ce s-a îngropat acum în mormânt, și cu dânsii cântă cetele cerești. Sub pământ apoi, tu Hristoase soare al dreptății, deci și buna Maica ta, care te-a născut, de dureri se stinge nevăzându-te. Iadul s-a îngrozit, dătătorule de viață, Doamne, când prădată și-a văzut bogăția lui
și înviați pe morții cei legați din veac. Soare luminos, după noapte strălucește, Doamne, iar Tu după moartea Ta strălucești mai mult, învind din groapă ca un Dumnezeu. Ziditorule, dacă Te-a primit în pământul, s-a clintit de fica Ta prea puternice și pe morți cu tremurul i-a deșteptat. O Hristoase al meu, Iosif și Nicodim cu miruri, într-un chip deosebit acum Te gătesc, strigând o pământ, înfricoșează-Te. Doamne, Ai apus și cu Tine-a soarelui lumină, iar făptura de cutremur cuprins a fost, făcătora tuturor vestindu-Te. Piatra cea din unghi o acoperă, piatra tăiată, și pe Domnul pune în groapă un muritor. Înfioară-Te acum, pământule! Vezi-ne aici, ucenicul cel iubit și Maica, și cu dulce glas răspunde-ne, fiule, a strigat curata cu amar plângând. Tu, ca cel ce ești de viață dătător cuvinte, ne-ai ucis pe cei ce Te-am răstignit acum, și împreună și pe noi morți înviezi. Nici chip ai avut, nici frumusețe când pătimeai, Doamne, însă mult ai strălucit când ai înviat și cu sfinte raze ne-ai împodobit. Ai apus în trup sub pământ nestinsule luceafăr, și de aceasta ne putem vedea soarele. În amiază zi El s-a întunecat. Luna, soarele se întunecă împreună, Doamne, și robi binevoitori Ți s-au arătat, și în mantii negre s-au înveșmântat. Chiar de-ai și murit, dar sutașul Dumnezeu Te știe, iar eu cum Te voi atinge cu mâinile, mă spăimânt, striga Iosif cel cu bun chip. A dormit Adam și din coasta lui scoase moarte, Tu dormind acum cuvintea lui Dumnezeu, lumii viață izvorăși din coasta Ta. Ai dormit puțin și ai dat viață la cei morți, Hristoase, și învii, i-ai înviat pe cei adormiți, ce adormiseră din veacuri, bunule. Ai și murit, dar ai dat vinul de mântuire, viță care izvorăști viață tuturor, patima și crucea Ta ți le slăvesc. Cum poți suferi cereștile ce Te îndrăzneala, celor ce Te-au răstignit, Dumnezeule, când Te văd gos în gura și osândit? O neam păcătos și-ndărătnic ce-ai primit, dar bună,
cunoscut ai ridicarea bisericii, pentru ce dar pe Hristos ai osândit. Pe împodobitorul care cerul l-a întărit și a împodobit tot pământul într-un chip prea minunat. Ca un pelican ți-ai rănit în coasta ta cuvinte și-ai dat viață la-i tăi fii care au murit, răspândind deasupra lor izvoare vii. Oare când a vii, opri soarele zdrobind dușmanii, iar tu soare ascunzându-ți lumina ta, ai zdrobit pe-a iadului stăpânitor. Părțit de-al Părintelui, sunt milostive, chiar binevoind a luat chip de muritor și în iad Hristos al meu te-ai pogorât. Răstigni pe lemn cel ce pui pământul peste ape, în pământ fără suflare acum cobori, care lucru nerăbdându-l tremură. Vai, o, fiul meu, prea curata jelește și zice, ca pe care l-așteptam ca pe un împărat, o sândit acum pe cruce îl privesc. Astfel mi-a vestit Gavril venind din cel la mine. El mi-a spus că împărăția fiului meu este o împărăție veșnică. Vai, s-a împlinit a lui Simeon prorocie, că prin inima mea sabie a trecut, o, Emanuile, cel ce ești cu noi. Fariseilor, rușinați-vă măcar de morții, înviați de Dătătorul vieților, cel pe care plin de pismă l-ați ucis. S-a cutremurat și lumina soarele și-a stins-o, când în groapă te-a văzut neînsufleții, nevăzuta mea lumină, bunule. Cu amar plângea prea curata Maica ta cuvinte, când pe tine te-au văzut acum în mormânt, pe cel fără de început și Dumnezeu. Maica precisa, omorârea ta văzând Hristoase, cu adânca mărăciune ție-ți grăia, să nu zăbovești viață între morți. Iadul cel cumplit tremura când te-a văzut pe tine, veșnic soare al măririi Hristoase al meu, și de grabă da din el pe cei legați. Ce priveliște mare și grozavă cum se vede, căci al vieții Dătător moartea a suferit, voind el să dea viață tuturor. Cu asta ți-ai impus
mâinile ți-ai pironit, stăpâne, și cu rana ta din coastă ai vindecat neînfrânarea mâinilor strămoșilor. Oare când gelea toată casa pe fiul Rahilei, iar acum pe al fecioare fiul jeles, maica lui și cea ta ucenicilor. Palme și loviri i s-au dat lui Hristos peste față, celui ce cu mâna sa pe om plăzmui și-a zdrobit cu tot al fiarei fălți. Toți cei credincioși, cu îngroparea ta scăpați de moarte, își cinstim Hristos al nostru cu laude, răstignirea și îngroparea ta acum. Cel fără de început, veșnice Părinte, Fiul și Duh Sfânt, întărește-i ca un bun pe cei credincioși și le dă izvând asupra celor răi. Ceea ce ai născut, prea curată fecioară viața, potolește dezbinarea-n biserică și dă pace ca o bună tuturor. Cuvine zedar să cădem la tine ziditorul, cel ce pe cruce mâinile ți-ai întins și-ai zdrobit de tot puterea celui rău. Iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții s-au pomenit. Doare de Dumnezeu și neșmuri toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că sfânt ești Dumnezeul nostru, cel ce te odihnești pe scaunul slavei, cel de cheruvim, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Yeah.
întreagă fire, sal de îngropare lui Hristos să-i aduce. Pe cel viu cu miruri, capul mor să-l ungem cu mironosițele. Fericitul Iosif, trupul cel de viață al lui Hristos îngropat. Ce grădiți umană, lovesc cu călcâiul pe bine făcătorul. Cei hrăniți cu mană, oțe și cu fiere, ți-a duc Hristoase al meu. O, ce Hristos omoară cei ce-au ucis pe profeți, ca un rod de minte a vândut Iuda pe adâncunțele acum, vicleanul de Iuda, cel și-a vândut pe Domnul. Zis-o înțeleptul, groapa adâncă este pornirea cei fără de lege, căile lor strâmbe, nesuciulini și curse. Iosif și Nicodim pe Domnul în groapă cu toată cuvința. Slavă ție, Doamne, cel ce dai viață și-n iad puternic cobor. Maica prea cuvinte văzându-te mort acum. Primăvară dulce, fiul meu prea dulce, frumsețea unde ți-a pus? Maica prea curată, când ai murit cu vinte, vin cu mir să lungă de mii purtătoare pe Hristos mirul cere. Cu moartea pe moarte, o mortu
Doamne, cu sfânta ta putere. Pierea măgitorul, scapă măgitul, cu înțelepciunea-ți, Doamne. Cade vânzătorul în focul Ghenei, în groapa strică ciunii. Curse și ciulii sunt căile lui Iuda celui nebun și viclean. Piele răstignitorii, împăratea toate, Dumnezeiescule Fiu, toți pier împreună în groapa. Cei vânzători de sânge, Fiule din Tatăl, împărata toate, cum ai primit patimă, Maica Mielușa. Mielul ei pe cruce, văzându-l să cânguit, trupul ce dă viață, Iosif împreună cu fecioara străpunsă de durere. O, a mea lumină, fiul meu prea dulce, cum te-ai ascuns în groapă. Nu mai plânge pe Adam și Eva, ca să-i slobod eu sufăr. Fiul meu slăvescut, înaltandurare, prin care razia acestea, cu oțet și fiere, te-au adăpat, Doamne, gustarea veche s-o strici. Te-ai sunit pe cruce, cel ce altă dată umbră ți-aduceau, Doamne, miruri. Scoală-te-n dure.
vărsând lacrimi, Maica ta ce te-a născut. De grabă înviază, alungând durerea curatei Maicii tale. Prinse au fost de frică, cereștile cete, când te-au văzut mort, Doamne. Iartă de greșeale pe cei ce cu frică cinstesc a tale. Ți-a slăjit cu viugă și acum te-ngroapă altul. Plânge-te, jenește, preacurata-ți Maică, fii tu socotit fi.
stricând Mântuitorule și împreună cu tine prea ta ridicându-l și din ea într-o ființă
credință cu serafimii strigând Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Dătătorul de viață, născându-l Fecioară de păcat pe Adam l-a izbăvit și preaslăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unei am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-un fără de legi m-am zămislit și păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse, ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de la mine și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată, zidește într-un mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat
arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului, să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururream și în vecii vecilor. Amin. Și astăzi, laud sâmbăta cea mare, precela ce a acoperit cu valul mării, oare când pe prigonitorul tiran sub pământ l-au ascuns feciorii celor mântuiți, iar noi ca fecioarele să cântăm căci cu slavă s-a preasă. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l într-o toți vecii. Spăimântează-te, înfricoșă, du-te, cerule, și să-l se clatine temeliile pământului, că iată, este socotit între cei morți, cel ce locuiește într-o înălțime și în mormânt mic ca un străin este primit, pe care tineri binecuvântați-l preoți lăudați. Popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Crescătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântare cinstindu-o să o mărim. Nu te tângui pentru mine, Maică! Nu! Premine.
Pre mine, Fiul tău. Pe care e mai zămislit în pântece fără de semânță. Pe slavă înalță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururiam și în vecii vecilor. Amin. Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Că Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Peste
peste tot poporul, Dumnezeul nostru. Agios Kyrios, o Theos imon. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați, așternutul lui picioarelor lui, că sfânt este. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cei de sus, ție se cântare Dumnezeule, lăudați pe El toți îngerii Lui, lăudați pe El toate puterile Lui, ție se cuvine cântare Dumnezeule. Slavă Tatălui și vecilor. Amin. Ziua de astăzi, mai înainte a închipuit-o cu taină marele Moise, zicând: ziua de astăzi, mai înainte o închipui cu taină marele Moise, zicând: și a binecuvântat Dumnezeu ziua șaptea. Că aceasta este sâmbăta cea binecuvântată, că aceasta este sâmbăta cea binecuvântată. Aceasta este ziua odihnei. S-a odihnit de toate lucrările sale unul născut Fiul lui Dumnezeu, întru care s-a odihnit de toate lucrurile sale unul născut Fiul lui Dumnezeu.
trup odihnindu-se. Prin rânduiala morții după trup odihnindu-se. Și la ceea ce era iarăși întorcându-se. Și la cea ce era iarăși întorcându-se. Prin înviere ne-a dat nouă viață veșnică. Ție celui ce ne-ai arătat nouă lumina, ne Tine, mila ta,
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Agios, o Theos, Agios, Isiros, Agios, Athanatos, Eleison, imas. Sfinte, mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și
și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În urmă pace, Iisuse Salvator, Iisuse Salvator, men la cer și te așa. Lângă Tatăl Creator. Stop! Pace, Iisuse Salvator. Ne rugăm, te auzi-mă și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Pentru fericiții și pururea pomeniți ictitori ai acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri trecoritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Să vezi viața și odihna dormiților robilor tăi, Titoare, Sfântul Minocatului acestuia, Hristoase, Dumnezeul
Sfinte, aduc daruri și fac bine în sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte, așteptând de la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de molimă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Auzi-ne pe noi, Dumnezeu nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și milostive, Stăpâne, milostiv fii față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pre-no.
înțelepciune. Din Epistola întâi către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel se va citi. Să luăm aminte. Fraților, oare nu știți că puțin a luat dospește toată frământătura? Curățiți aluatul cel vechi, ca să fiți frământătură nouă, precum și sunteți fără aluat. Fiindcă Paștile nostru Hristos, Dumnezeul nostru, s-a jertfit pentru noi. De aceea să prăznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutății și al vicleșugului, ci cu azimile curăției și ale adevărului. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se om, făcându-se pentru noi blestem, căci scris este, blestemat este tot cel răstignit pe lemn, ca prin Hristos să vină la neamuri binecuvântarea ce a fost asupra lui Avram. Ca și noi să primim credința prin făgăduința va citi. Să luăm aminte. Fosta mâna Domnului peste mine și m-a dus Domnul cu Duhul și m-a așezat în mijlocul unui câmp plin de oasele oamenilor și m-a purtat împrejurul lor, dar iată, oasele acelea erau foarte multe pe fața pământului și foarte uscate.
Și mi-a zis Domnul, Dumnezeul nostru, prorocește asupra oaselor acestora și le zi, oase uscate, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, așa grăiește Domnul Dumnezeu oaselor acestora. Iată, eu voi face să intre în voi Duh și veți învia. Voi pune pe voi vine și carne va crește pe voi. Vă voi acoperi cu piele, vă voi face să intre în voi Duh și veți învia și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Prorocit am deci cum mi se poruncise și când am prorocit, iată, s-a făcut un sunet și o mișcare și oasele au început să se apropie, fiecare os la încheietura sa. Și am privit și eu și iată, erau pe ele vine crescute și carne și piele, iar Duh nu era în ele. Atunci mi-a zis Domnul, Fiul omului, prorocește Duhului, prorocește și zi Duhului. Așa grăiește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia și vor învia. Deci, am prorocit eu cum mi se poruncise și a intrat în ei Duhul și a înviat. Și mulțime multă de oameni s-au ridicat pe picioarele lor și mi-a zis iarăși Domnului, Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată vă spun, s-au uscat oasele noastre și nădejdea noastră a pierit și suntem smulși din rădăcină. De aceea prorocește și spune-le, așa grăiește Domnul Dumnezeu, iată eu voi deschide mormintele voastre și vă voi scoate pe voi, poporul meu, din mormintele voastre și vă voi duce în casa lui Israel. Astfel veți cunoaște că eu sunt Domnul, când voi deschide mormintele voastre și vă voi scoate pe voi, poporul meu, din mormintele voastre și voi pune în voi Duhul meu și veți învia și vă voi așeza în țara voastră și veți cunoaște că eu, Domnul, am zis acestea. Și eu, Dumnezeul vostru, am făcut acestea. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului să... Sfântul Evanghelist Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, în ziua aceea care este după vineri, s-au adunat arhierei și farisei la Pilat zicând, Stăpâne, ne-am adus aminte ca măgitor la ce l-a spus, fiind încă în viață, după 3 zile voi învia. Deci poruncește ca mormântul să fie păzit până a 3-a zi, ca nu cumva ucenicii lui să vină și să-l fure și să spună poporului, a înviat din morți și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis, aveți strajă
merge și întărit, cum știți. Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu strajă. Pecetluind piatra, slavă ție, Doamne, slavă ție. Cerciune, binecuvintează, cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mări. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce palmi și scuipări și bătăi și moarte a primit pentru noi și pentru a noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților într-o lăudaților apostoli, ale Sfântului Ioan, ucenicul Sfântului Grigori de Capolito, a cărui prăznuire o săvârșim, pentru rugăciunile Sfântului Rar Nicolae și a Sfântului Paisie de la Neamț, mari făcători de minuni, ocrotitori acestui Sfânt locaș, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Iubiți credincioși, mă bucur că ați ales să rămâneți cu noi. Urmează un mic concert de pricezne dedicate pătimirii Domnului nostru Iisus Hristos, iar apoi cuvântul de învățătură rostit de Părintele Diacon Cristian Filiuță. Vă mărturisesc că a fost o seară extraordinară, dar lipsa dumneavoastră nu poate completa nimeni. Sper și nădăjduiesc că o să fim din nou împreună. Aceasta este tristețea pe care o am în această zi a punerii mormânt a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar sper că odată cu învierea Lui să vină și bucuria revederii cu dumneavoastră. Atât vreau să vă aduc aminte, mâine noapte, la ora 23:30, începem transmisia în direct a canonului Sâmbetei cele mari și a slujbei de înviere. Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine peste nenorocirea care s-a bătut asupra neamului nostru, atât de greu încercat, și peste cele care vor urma. Amin. Cântă trâmbița din cerul, clopote bat pe pământ. Nu mai mergem la înviere, mulți se îndreaptă spre mormânt.
spre mormânt. Plânge lumea-n lacrimi grele și maicuța mea cu ea. Multă jale și durere n-o putem, Doamne, îndura. Multă jale și durere n-o putem, Doamne, îndura. Cântă trâmbița din ceruri, clopote bat pe pământ. Nu mai mergem la înviere, mulți se-ndreaptă spre mormânt. Nu mai mergem la înviere, mulți se-ndreaptă spre mormânt. Ai bătut cu boală lumea, ne-ai oprit din desfrânat. Nu mai suntem vrednici, Doamne, nici să prindem lumânări. Nu mai suntem vrednici, Doamne, nici să prindem lumânări. Doamne, uită-te în lume, mai coboară către noi. Tu ajută-ne, o Sfinte, căci suntem plini de nevoie. Tu ajută-ne, o Sfinte, că suntem plini de nevoi. Rătăcim în alte locuri, fără niciun ajutor. Nu găsim drumul spre tine, lacrimile rău ne dor. Nu găsim drumul spre tine, lacrimile rău ne dor. Se cutremură pământul de atâta chin și amar. Te rugăm, o Doamne Sfinte, să ne trimiți al Tău har. Te rugăm, o Doamne Sfinte, să ne trimiți al Tău har. Cântă trâmbița în cerul, clopote bat pe pământ. Nu mai mergem la vie.
se îndreaptă spre mormânt. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu, și tu, și eu, și tu, nici mari preoți, ci lumea întreagă prin păcat, și eu, și tu, și eu, și tu. Nu patru cuie l-au străpus, când el pe cruce s-a așezut, ci noi cu sufletul ascuns, cu mii de lacrimi l-am pătruns. Și eu, și tu, și eu, și tu. Plânge, măicuța, la cruce, după fiul ei cel dulce, care, măicuță, n-ar plânge când vede că fiul-i sânge, care, măicuță, n-ar plânge când vede că fiul-i sânge. Care, măicuță, n-ar plânge când vede că fiul-i sânge? Pe care, maică, n-o doare când vede că fiul-i moare? Pe care, maică, nu doare când vede că fiul-i moare? Plânge, măicuța, la cruce, după fiul ei cel dulce, dar nu plânge cum se plânge inima, maicii se frânge, dar nu plânge cum se plânge inima, maicii se frânge. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimenea. În tăcerea negrii nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai răni, pieptul nu mai sânge. Fața lui e numai răni, pieptul nu mai sânge. Cine ești, străin pribeac,
Cine ești, de-al cui dor tu primejești? Pentru cine te-au brăzdat, bice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spini și ură, numai roșii trandafiri pieptul mi-l umplură. Numai roșii trandafiri pieptul mi-l umplură. A bătut la ușa ta cineva, o deschide-i, nu mai sta. Nu-l lăsa să plece trist, poate nici odată. Mâna lui la ușa ta nu o să mai bată. Mâna lui la ușa ta nu o să mai bată. Vei veni, Iisuse, știu că vei veni, și pe nori cu slavă tu vei răsări. Mare va fi ziua când ai să cobori. Sărbătoarea celor fără sărbători, mare va fi ziua când ai să cobori. Sărbătoarea celor fără sărbători, plâng în strâmtorare toți copiii tăi, alungați de lume și de oameni răi. Suspinând te cheamă, fii asupriți. Tu dreptatea celor neîndreptăți, suspinând te cheamă,
fie asupriți. Tu, dreptatea celor neîndreptățiți, mare jalea celor care stau și plâng și-n amare lacrimi chinul lor și-l frâng, așteptându-ți ziua când iar ai să vii. Bucuria celor fără bucurii era odată o tainică grădină în care Domnul se ruga plângând și fața lui cea plină de lumină era întristată până la mormânt și fața lui cea plină de lumină era întristată până la mormânt. De multe ori pe față el căzuse și se ruga cu lacrimi de nespus să treacă tata, să nu beau paharul, paharul suferinței lui Iisus, să treacă tata, să nu beau paharul, paharul suferinței lui Iisus. O Ghețimani, grădina suferinței, tu ai văzut durerea lui Iisus pe Iuda cum l-a sărutat odată pe Domnul strălucirilor de sus, pe Iuda cum l-a sărutat odată, pe Domnul strălucirilor de sus. Iisuse veșnic călător, prin lumea de păcate, tu bastrăi și iubitor, la ușile încuiate, tu bastrăi și iubitor,
la ușile încuiate. Eram copil când te-am văzut. La poarta mea străine și să-ți deschid tu ai bătut. Să intri și la mine și să-ți deschizi tu ai bătut. Să intri și la mine. Nu plânge, Maică Românie, că am să mor neîmpărtășit. Un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, Maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde nici o fărâmă să nu dăm. Și din pământul ce ne arde nici o fărâmă să nu dă. Nu plânge, Maică Românie, pentru dreptate noi pierim, copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da, o știm. Copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da, o știm. Nu plânge, Maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare, ne cheamă și pe noi la praznic, căci România va fi mare. Ne cheamă și pe noi la praznic, căci România va fi mare. Cu adevărat mare este taina creștină. Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul,
s-a vestit de îngeri, s-a propovăduit într-un iamuri, s-a crezut în lume și s-a înălțat, s-a înălțat, s-a înălțat într-o slavă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează, Părinte, ca să pot rosti cuvântul de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Preacucernici părinți, drept măritori creștini, odată cu denia din seara aceasta am intrat în Sfânta și Marea Sâmbătă. Această zi face legătura între crucea sau răstignirea Mântuitorului și învierea sa din morți. În această zi mare, așa cum citim și în Sinaxar, Domnul nostru Iisus Hristos a locuit trupește în mormânt. A fost împreună cu tâlharul în rai. A fost și în iad, după cum s-a spus, împreună cu sufletul lui îndumnezeit. Într-un chip mai presus de fire. Hristos Dumnezeu necuprins era cu Tatăl și cu Duhul, împărățind pe tronul slavei. Era pretutinde. Dumnezeirea n-a suferit nimic în mormânt, după cum n-a suferit nimic pe cruce. Iubiți credincioși, această sfântă și mare sâmbătă a fost profețită, anunțată de Marele Moise, prorocul, când a spus că în ziua a șaptea Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările sale. Odihna Domnului în mormânt este o odihnă lucrătoare, pentru că trupul său unit cu dumnezeirea sa și sufletul său unit cu dumnezeirea sa, deși despărțite, trupul de suflet, sunt în același timp îndumnezeite. Trupul îndumnezeit al Mântuitorului Hristos nu intră în descompunere, în stricăciune, tocmai fiindcă este unit cu dumnezeirea sa, iar sufletul său nu rămâne în iad, ci biruiește în cuietorile iadului, fiindcă este unit cu dumnezeirea sa. Așadar, odihna Mântuitorului cu trupul în mormânt și coborârea sa cu sufletul în iad sunt lucrări mântuitoare, eliberatoare de durerile morții și de stricăciune. Trupul lui Hristos, nestricăcios, este pregătit pentru înviere, dar nu pentru revenirea la viața pământească obișnuită, cum a revenit dreptul Lazar, ci pentru intrarea în viața cea nestricăcioasă, nouă, nepământească, adică cerească și veșnică.
De Sfânta și Marea Sâmbătă, așa cum ne spune și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, este ziua transformării suferinței în bucurie, ziua transformării răstignirii în biruința învierii. Această zi mare a punerii Domnului în mormânt și a șederii Lui în mormânt a fost prăznuită de biserică printr-o slujbă specială numită Prohodul Domnului. La cântarea Prohodului, credincioșii nu doar ascultă, ci iau parte trup și suflet, petrecându-L pe Mântuitorul către mormânt, în cântări și în imne de laudă. Prohodul Domnului este o cântare de o frumusețe rară, fiind o meditație teologică profundă, exprimată într-o formă poetică deosebită, având multe semnificații duhovnicești. Prohodul sau slujba de înmormântare a Mântuitorului Iisus Hristos este poate cea mai frumoasă creație liturgică bisericească sau geniul creației liturgice ortodoxe, ne spune și un mare teolog ortodox, Serghei Bulgakov. Denia Prohodului cuprinde o serie de cântări sau imne împărțite în trei stări inegale ca număr de strofe. Aceste cântări exprimă durerea pentru răstignirea și moartea Mântuitorului. În toate aceste trei stări, tânguirea este o tânguire de îngropare. Însă este o tânguire duhovnicească, pentru că cel care se află în mormânt cu trupul și în iad cu sufletul nu este un simplu om, ci Dumnezeu devenit om pentru izbăvirea din iad și din moarte a neamului omenesc. De aceea prima strofă din starea întâi arată că în mormânt a fost pus izvorul vieții Iisus Hristos. Astfel oștirile sau cetele îngerești s-au mirat văzând plecăciunea Lui cea multă, adică smerenia Lui cea adâncă. De asemenea, cântările Prohodului ne arată că soarele și luna se întunecă, pentru că Cel care se află în mormânt este Creatorul Universului. Deci tânguirea este însoțită de mărturisirea dumnezeirii Lui Hristos și de mirarea îngerilor, dar și a oamenilor. În slujba Prohodului este cântată taina mare a șederii în mormânt a Mântuitorului și a pogorârii Lui la iad. Participarea la această slujbă produce o serie de efecte asupra credincioșilor. Ei trăiesc aproape aievea momentul acestei plângeri pentru Iisus Hristos care se răstignește și pe care îl conducem la groapă și îl îngropăm. Este atât de vie, de puternică și de actuală această trăire pe care o simte credinciosul, încât el își aduce aminte și retrăiește toate momentele, răstignirea, suferințele de pe cruce ale Mântuitorului, plângerea Maicii sale, coborârea de pe cruce și îngroparea. Este așadar o implicație totală sufletească a credincioșilor în această cântare. Putem afirma că este vorba de o solidarizare cu Hristos în suferința credincioșilor, prin implicarea lor afectivă în cântare. În seara aceasta vedem cel mai viu exemplu de solidaritate al omului cu jertfa Mântuitorului Hristos. Cântând, parcă încercăm să luăm din spatele Mântuitorului povara crucii sale.
Autorul Prohodului a știut să îmbine foarte bine învățătura pe care o avem noi despre moarte cu nădejdea învierii, cu speranța nebiruită a învierii. Când cânți, nu știi exact dacă plângi sau dacă te bucuri. Acesta este sentimentul dominant când participi la această slujbă. Nu plângem neapărat pentru că Hristos a suferit și a murit, ci parcă plângem mai mult de bucurie pentru că această suferință se va transforma în fericirea învierii. Într-una din strofele Prohodului, toată biserica strigă Mântuitorului: scoală-te și înviază! Cu alte cuvinte, scoală-te și înviază ca să ne aduci și nouă bucurie. Aceasta este, de fapt, și învățătura noastră de credință privitoare la moarte și la viața de dincolo, deoarece noi niciodată nu ne întristăm ca ceilalți care nu au nădejde, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Plângem într-adevăr, pentru că este normal să plângem, dar plângem cu nădejdea învierii. Plângem moartea Lui, dar suntem stăpâniți de sentimentul învierii care urmează după moarte. Din același motiv, slujba Prohodului este însoțită și de unele cântări ale învierii. Îndată după sfârșitul Prohodului, se pun binecuvântările învierii ca o pregustare a slavei Mântuitorului Iisus Hristos. Acest fapt ne arată că nu se sfârșește totul prin îngroparea Lui, ci de acum înainte începe bucuria noastră prin învierea pe care o aduce Fiul lui Dumnezeu. Și o altă cântare cu care îl ducem pe Mântuitorul la groapă: mergi la cer, nu este o cântare de jale, ci este o cântare plină de optimism. Mergi la cer și te așează lângă Tatăl Creator. Tu ce lași în lume pace, Iisuse Salvator. Iată așadar o rugăciune a noastră către Mântuitorul, prin care cerem ca și de acum înainte să rămânem sub ocrotirea Lui. La sfârșitul doxologiei a avut loc tradiționala procesiune în jurul bisericii, care simbolizează ducerea către mormânt a Mântuitorului. Au fost 4 opriri și la fiecare oprire a fost rostită o ectenie, o rugăciune. După procesiune, Sfântul Epitaf a fost așezat pe Sfânta Masă cântându-se troparul Iosif cel cu bun chip. Procesiunea aceasta este foarte interesantă și face parte din frumusețea și specificul acestei slujbe. Este o procesiune de înmormântare. Așa cum noi conducem pe cei dragi ai noștri la mormânt, la fel conducem pe Mântuitorul la înmormântare, fiindcă epitaful pe care îl poartă preoții ajutați de credincioși reprezintă trupul și sicriul Mântuitorului Hristos. Mergem cu crucea și cu cădelnițele înainte cu cântările respective, ca și cum mergem la o înmormântare. Este pur și simplu o procesiune de îngropare și pe parcursul desfășurării ei ne aducem aminte și ne rugăm și pentru conducerea bisericească. Ne aducem aminte de cei răposați, de cei care fac fapte bune. Facem ectenii de cereri la fiecare oprire în cele 4 puncte cardinale ale bisericii și combinăm, putem spune, această ceremonie de înmormântare cu rugăciuni
care ne dau speranța unei bucurii pascale. Astfel îl conducem pe Mântuitorul până la Sfânta Masă, gest ce reprezintă, de fapt, punerea Domnului în mormânt. Trecerea credincioșilor pe sub Sfântul Epitaf se face pentru a arăta că ei participă la suferințele și la moartea lui Hristos cu nădejdea în învierea noastră în Hristos. Cel care s-a răstignit și a înviat este primul dintre oameni care înviază la o viață veșnică, netrecătoare. El se face începutul învierii tuturor oamenilor. Deci trecem prin spațiul de sub Sfântul Epitaf, ca și când am trece prin mormântul Mântuitorului ca să înviem împreună cu El. Dragii mei, în concluzie, prohodul este impresionant prin faptul că atrage și unește pe toți în cântare. Mesajul pe care îl transmite biserica prin toată ceremonia este acela al solidarității și unirii noastre în jurul credinței și tradiției noastre ortodoxe, dar este în același timp și un mesaj al dragostei bisericii față de oameni și a oamenilor față de biserică. Nimic nu ne impresionează mai mult în această perioadă ca denia prohodului. Să ne rugăm bunului Dumnezeu să ne ajute ca, dacă în timpul postului am pătimit împreună cu Hristos și mai ales în această săptămână mare a patimilor, să ne bucurăm și de Sfânta Lui Înviere, de serbarea Sfintelor Paști. Amin.